Cra, te-ai luat de cioara greșită, frate. Por viața asta, de ziua până noaptea, nu mai teme visez. Nu vreți voi mai bine să scăpăm de ea? Măcar pe azi. De care ea vorbește nebunul ăsta, domne? De școală, frate. De ora asta, măcar. Nu vreți și voi să chiulim? Toți? Bă, eu aș băga o bere. Bă, și eu. Haoleu, să am numai haine de la SH și tot n-aș veni cu voi, bă, pârliților, că sunteți voi pârliți. Bă? Bulangilor, glumea. Noi nu plecăm, că noi ne respectăm. Shelly, e sigur? Noi stăm uniți până la capăt, ați înțeles? Bă, eu nici tema nu am, frate, e sigur? Mai sigur că și banii mei în bancă. Bă, eu zic că nu-i ok. Nu-i ok? Ce dia grăiește? Eu zic că nu-i ok să fim singurii proști care rămân și și-o iau de la profi. Pentru ce, Shelly? Pentru ce? Pentru respectul nostru. Dia, pentru asta rămânem împreună la bine și la greu. Bă, eu aș pleca, adică, na, e clasa goală, mai e doar Cătălin acolo și cam atât și uită-te la el. În rest au plecat toți. Am zis nu, gang. Bă, eu nu mai suport, plec. Stai. Nu. Ha? Nu, pe bune. M-ați lăsat cu sărăcie de 50.000 de abonați ăsta. Am auzit ceva de sărăcie, Cătălin, stai așa, că eu doar am glumit. Acum nu mai e niciun prof să te audă cum strici. Cătălin, te rog eu, îți dau tot ce vrei. Dar te rog. Nu. Ăla oare e? Dar, Giule, eu cumva aveam o oră cu youtuberii aia enervanți acum? Pă, bune? Bă, vine proful. Băieți, ce faceți mai? Haulă, treceți da. Imediat înapoi la școală. Imediat după ce îmi faceți și mie o cinste cu o bere, că nu v-am trecut absențe. I-a văzut care va fi cu su?